Zice, dar este mai bun ceea ce este interior. Și într-adevăr, lui îi aducem vești, lui îi aduceau vești crainici și trupești, ca unui stăpân și judecător, despre răspunsurile cerului și ale pământului, din Augustin Confesiuni. Da, dacă ar fi să... Pa, și se pun niște întrebări. Prima întrebare este, precizați sensul conceptului dat de Augustin cuvântului, sau mă rog, sintagmei, om interior. Aici spune că apare de la început o problemă, dar iarăși poate că nu e atât de mare dacă textele pe care ei le-au studiat sau temele sunt suficiente. Pur și simplu în acest fragment nu apare noțiunea sau sintagma de om interior. Ea e implicită, dar nu e explicită. Bun. Ce vrea să spună Augustin? Evident, în spiritul platonismului, care era el foarte familiar, este că există în om, există o dimensiune interioară a interiorității, sufletul și chiar în cadrul sufletului există un suflet, o parte adâncă acestuia, care este în fond identificabilă cu omul esențial. Noi nu suntem ceea ce se vede, ci suntem ceva ce nu se vede, ceva ascuns interior. Pentru Augustin, acest om interior, în adâncurile lui, se apropie de Dumnezeu, e Dumnezeu sau aproape de Dumnezeu, de asta și se scrie în text cu D mare. Da. Apropii pasajul ăsta de un alt pasaj pe care iarăși poate că l-au studiat, care e faimos, tot din Confesiuni. Erei înăuntrul meu, Doamne, și eu eram în afară. Eras intus, Domine, ad tu eras foras. Se înțelege și fără să știi latinește. Bun, deci ăsta ar fi sensul omului interior. E un concept, de fapt, preluat de la Platon în ultimă instanță și trecut prin tot neoplatonismul și, sigur, cu influența creștină. Pe urmă, spune, menționați o deosebire existentă între această concepție despre natura umană și altă concepție tot despre natura umană. Asta, aici mi se pare chiar o întrebare nepedagogică. Chit că ei poate că au mai studiat și alte concepții, dar totuși nu e bine să întreb, menționați o deosebire între cutare și ceva incert. Menționați o deosebire între această telecomandă și alt obiect. Da. Dacă mi-aduc bine minte, la capitolul despre natura umană din manualul de filozofie, mai erau alte fragmente din... Unul era din Blaise Pascal, Descartes. Și probabil îți cer să compari și să... Știu, dar atunci tu a trebuit să-ți spună și concepția despre om a lui Pascal sau concepția despre om a lui nu știu cine. Da. Pentru că eu mă pot gândi la orice aici. Da. Eu m-aș gândi pentru că aș vrea să opun dualismul ăsta al lui Augustin unei concepții moniste. M-aș gândi la Epicur, pentru care omul este o unitate. În care trupul și sufletul, deși există și trup și suflet, noi suntem totalitatea trupului și sufletului. Nu suntem numai sufletul. Sau numai partea interioară a sufletului. Și aș o pune în gata. Dacă au făcut asta sau nu, nu știu. Sigur. Atunci aș face. Și trei, evidențiați o corelație existentă între termenii natura umană și corp. Iar așa zice că ăsta enunțul întrebării pune în discuție noțiuni care nu apar în text. E deci o formă. Încă dacă noțiunea de natură umană se poate, aia de om interior, pardon, se putea deduce puțin din asta, din text, cuvântul, noțiunea natură umană și corp nu apar deloc. Da. Iarăși, sigur că dacă știi filozofie puțin, istoria filozofiei, te poți descurca și spui că
tocmai că pentru platonicieni și toată viziunea asta dualistă, corpul este la exteriorul naturii umane. Pentru o viziune monistă, gen Epicur sau altele mai moderne, actuale, corpul e integrat naturii umane. Nu știu ce ar fi răspuns ei în chestia asta. Oricum, mie nu mi se pare pedagogic să pui întrebări care nu se referă la termeni din enunț și să pui întrebări deschise, de tipul ce părere aveți în general. Ar fi și greu. Ar fi și greu în foarte multe cazuri și ar trebui să cerem elevilor mult prea multe lucruri. Probabil că nu e un lucru rău să faci așa. Altceva puteți întreba, dacă e mai bine să faci sub forma asta, să faci teme și în cadrul fiecarei teme să tratezi mai multe filozofii, fiecare ce zice despre natura umană, despre adevăr, despre bine, despre... Nu? Și dacă nu-i mai bine, și eu am să vă spun că sunt partizanul vechii metode, de a face cronologic, de a începe cu începutul, ca să zicem așa, cu grecii, cu astea, și a merge până la filozofia modernă, cât de sumar poți, dar a face așa. Explicația este simplă și e de tip hegelian, într-un fel. Istoria, filozofia e într-un fel istoria filozofiei. Felul cum s-a dezvoltat gândul, cum a trecut de la una la alta, cum s-a întors după aia înapoi, cum și-a regăsit anumite puncte de plecare, a mers mai departe, e fundamental. Dacă înțelegi asta, ai înțeles tot. Așa, dacă mergi pe teme, se cheamă că asta e modern. Vechiul sistem, noi am făcut așa pe vremuri, făceam, ăsta era sistem. Cronologic, istoric, mai exact. Era un sistem mult mai bun. Astea, modernismele astea sunt proaste pentru că ele fac un fel de, se cheamă, că îți prezintă așa un fel de conservă, ca să știi ce au spus diversi despre natura umană, ce au spus despre adevăr, ce au spus despre frumos sau